Bine, v-am găsit la o nouă sesiune de pregătire pentru evaluarea națională. Subiectele de astăzi sunt cele pe care le-am anunțat luni, și anume propoziția subordonată completivă directă. Vom recapitula câteva aspecte referitoare la verb și aici mă refer mai ales la moduri, timpuri, cum recunoaștem modurile, cum recunoaștem timpurile, acolo unde modurile au și timpuri. De asemenea, ceea ce privește literatura, vom discuta opera epică, care sunt trăsăturile definitorii ale operei epice, cum argumentăm că un text este epic, cum recunoaștem etapele acțiunii, tipurile de personaj și așa mai departe. Cum facem rezumatul, le vom discuta pe toate acestea în secțiunea de literatură. Încă o dată, aș avea o rugăminte înainte să începem discuția noastră. Vă rog și chiar m-ați ajutat foarte mult dacă mi-ați trimite temele la adresa de mail pe care am indicat-o de fiecare dată, adresa de Gmail. Unii dintre voi mi-ați trimis temele pe diferite canale, pe Messenger, Facebook Messenger, pe WhatsApp. Mi-e foarte greu să corectez teme împrăștiate în mai multe locuri, așa că încă o dată vă rog, trimiteți pe adresa de mail de Gmail cristina.tunegan@gmail.com. În cazul în care încă nu v-am răspuns la ultima temă, lucrul acesta se va întâmpla astăzi. Am fost pur și simplu copleșită de mail-uri și vreau să dau fiecărui mail atenția pe care o merită și să citesc cu mare atenție și să vă dau sugestii și recomandări constructive. Începem așadar cu discuția despre propoziția subordonată completivă directă, a patra propoziție subordonată. Și, de asemenea, voi insista și pe diferențele între completiva directă și subordonatele pe care le-am avut până acum, pentru că, vă spuneam și în întâlnirile anterioare, uneori putem să confundăm completiva directă cu subiectiva, de exemplu, sau chiar cu predicativa. Deci, mare, mare atenție la această propoziție subordonată. Propoziția subordonată completivă directă. O presupunem cât de, da? Completiva directă. Completiva directă corespunde complementului direct, da? Predicativa corespunde numelui predicativ, atributiva corespunde atributului, subiectiva corespunde subiectului, propoziția subordonată completivă directă corespunde complementului direct. Bun, și atunci scriu. Reprezintă realizarea propozițională a complementului direct. Și acum, ca o paranteză, vă amintiți, sper, complementul direct răspunde la întrebările, le voi scrie în paranteză, pe cine, ce. Da? Evident, întrebări adresate unui verb, unei locuțiuni verbale și așa mai departe. Deci, complementul direct răspunde la întrebările pe cine, ce, înseamnă că și completiva directă va răspunde la aceleași întrebări. Da? Pentru că cele două există o corespondență de funcție sintactică între cele două. Bun, haideți să vedem un exemplu de frază în care, să vedem în acțiune cu motivul acesta directă. Vă scriu o frază foarte simplă. Știu pe cine ai întâlnit. Bun, haideți să vedem care sunt predicatele. Știu, da? Un predicat verbal exprimat prin verb predicativ la indicativ prezent. Și ai întâlnit, iarăși predicat verbal, exprimat prin verb predicativ la indicativ perfect compus. Ai întâlnit. Bun, sunt două predicate, înseamnă că sunt două propoziții. Știu 1, pe cine ai întâlnit 2, pe cine elementul de relație este un pronume relativ, în cazul acuzativ e precedat de prepoziția pe. Bun. Ca o paranteză apropo de discuția noastră de ora trecută, aș vrea să vă gândiți ce funcție sintactică îndeplinește pronumele relativ de aici. Câteva secunde și apoi ne întoarcem. Da? Ce funcție sintactică îndeplinește pronumele relativ. Amintiți cum făceam? Ne uităm numai la
enunțul din care face parte pronumele relative, adică nu mă uit la partea aceasta de aici și mă interesează. Mă interesează enunțul de aici, propoziția a doua, și în loc de pe cine, în loc de cine, pun un pronume personal. Pe el l-am întâlnit. Da? Și punem întrebarea, pe cine am întâlnit? Pe el. Deci pe cine o să fie? Complement direct în cazul acuzativ. Bun, și acum ne întoarcem la propoziție. Propoziția 1 este principală, pentru că este propoziția care are înțeles de sine stătător, nu depinde de nicio altă propoziție. Da? Încă o dată, într-o frază, există obligatoriu principal. Aici, pe 1 este principală. Iar pe 2? Bun, știu că pe 2 depinde de 1. Ce știu? Da? Răspunde la întrebarea ce. Ce știu? Pe cine ai întâlnit? Când pun întrebarea ce, întotdeauna, o să mai vedem niște enunțuri, întotdeauna mă uit la verbul acesta de aici. Și mă întreb două lucruri. Mă întreb întâi de toate, e copulativ? Nu e aici. Este personal sau este impersonal? Pentru că dacă este impersonal, cere subiectivă. Dacă este personal, adică dacă are subiect, înseamnă că cere completivă directă. Da? Adică funcția de subiect este îndeplinită. Și haideți să mă uit la verb. Cine știu? Eu știu. Subiectul, chiar dacă nu apare, el este inclus, da? Persoana întâi, eu știu. Știu pe cine subiectul există, este subiect inclus, da? Ce știu pe cine ai întâlnit? Propoziția a doua este completivă directă. Deci pe doi, completivă directă, introdusă prin pronumele relativ pe cine. Bun, cred că e limpede până aici, lucrurile sunt destul de simple. Haideți să vedem și alte elemente recente care cer subiectiv. Am avut aici un verb, da? Și o să scriem mai jos, elemente recente. Completiva directă este una dintre subordonatele foarte simple. Singura ei problemă este că poate fi confundată cu subiectiva în cazul în care nu sunteți atenți la verbul recent sau la locuțiunea verbală recentă. Bun, deci am văzut elemente recente. Un verb predicativ. Exemplul de mai sus. Nu mai scriem un exemplu. O locuțiune verbală. Locuțiunea verbală, pentru că am fost întrebată și mi s-a cerut să discut puțin despre locuțiuni verbale. Locuțiunea verbală este grupul de cuvinte, o expresie, care are ca sens un singur verb. Are ca sens un verb. O să vedem acum o locuțiune verbală. Locuțiunile verbale pot sta la diferite moduri, la diferite timpuri. Dacă sunt la forme ale modurilor predicative, atunci îndeplinește funcția de predicat. O locuțiune verbală. A băgat de seamă. A băgat de seamă că ai lipsit. A băgat de seamă este o locuțiune verbală pentru că are sensul, da, e o expresie, un grup de cuvinte, are sensul unui verb. A băgat de seamă, adică a observat. Da? A remarcat, a observat. A băgat de seamă că ai lipsit. Sunt două predicate, înseamnă că sunt două propoziții, că este elementul de relație. A băgat de seamă este propoziția principală. Da, locuțiunea verbală are aici funcția de predicat verbal pentru că este, are în componență un verb la indicativ perfect compus, a băgat de seamă, că ai lipsit. Iarăși, un predicat verbal aici, ce a băgat de seamă? Că ai lipsit. Completivă directă a doua. Întotdeauna mă uit aici să văd că locuțiunea verbală este personală. Cine a băgat de seamă? Există subiect, da? Subiectul este subînțeles de persoana a treia. El sau ea a băgat de seamă. Bun. Cred că e limpede până aici. Și al treilea element recent, o interjecție predicativă.
și le scriu în paranteză câteva interjecții predicative care cer completivă directă. Uite, iată, iaca, iacătă. Și un exemplu. Uite ce a făcut. Uite, interjecțiile predicative au funcție de predicat. Uite, este propoziția 1, propoziția principală, ce a făcut propoziția 2, ce e elementul de relație. Prima este propoziția principală și a doua completivă directă, da? Ce uite, ce iată, ce a făcut. Bun, cred că e limpede până aici. Mai discutăm puțin despre elementele de relație și despre cum putem construi completive directe ușor cu toate elementele de relație și apoi vedem o frază mai amplă și tipurile de propoziții din acea frază. O să șterg aici de sus, mai las doar elementele recente. Mare, mare atenție încă o dată la verb. O să vedeți și frazele pe care le analizăm. Întotdeauna mă uit la tipul de verb din propoziția regentă. E cheia. Să nu greșesc și să nu confund completiva directă cu alte propoziții subordonate. Deci ne concentrăm mai departe pe elemente de relație. Sunt aceleași, să știu. Nu e aceleași pe care le-am regăsit și la subiectivă, le-am discutat și la atributivă. Bun, deci scriem mai departe elemente de relație. Conjuncții subordonatoare. Că, să, dacă, cu varianta de, ca, puncte, puncte, să. Da? De exemplu, cu ca, puncte, puncte, să, vreau ca el să ne ajute. Ca el să. Între ca și să apare subiectul verbului la conjunctiv. Am mai avut aici un exemplu cu că, a băgat de seamă că ai lipsit. Da? E simplu. Conjuncții subordonatoare. Da? Primele trei sunt simple și a patra conjuncție, ca puncte puncte să, este o conjuncție subordonatoare compusă. Un alt element de relație, adverbe relative. Când, unde, cum, cât. Și hai să vă dau un exemplu. Știu unde ai fost. Da? Ce știu, unde ai fost. E simplu. Observați că, de regulă, atunci când construiesc completiva directă, în propoziția principală, folosesc doar predicatul, doar verbul, ca să -mi fie ușor. Încă o dată vă recomand ca la examen, dacă aveți de construit fraze cu anumite elemente de relație, încercați să construiți fraze cât mai simple, doar să răspundeți la indicațiile, la cerința gramaticală. Asta vi se cere. Bun, al treilea tip de elemente de relație, pronume și adjective pronominale relative. Care, ce, cât, încă o dată acestea trei pot fi și adjective, pentru că pot fi urmate de substantive nearticulate, iar cine și cui pot fi doar pronume. Da? Pentru că nu pot fi urmate pronume relative. Nu pot fi urmate de substantive nearticulate. Și ultimul tip de elemente de relație, pronume și adjective, pronominale nehotărâte. Orice, oricare, da? Și așa mai departe.
Acestea sunt elementele de relație, am văzut elementele regente, hai să vedem cum construim ușor completive directe și apoi lucrăm pe o frază. O să șterg de aici de jos, de la elementele regente. Verbele care cer complement direct. Da? Adică verbele care răspund la întrebarea ce se numesc verbe tranzitive. Nu trebuie neapărat să știți numele acesta, nu vi se cere la examen să recunoașteți verbele tranzitive, însă vă ajută foarte mult distinția între tranzitive și intranzitive atunci când vom discuta despre completiva indirectă. Pentru că verbele intranzitive cer complement indirect și completivă indirectă, în timp ce verbele tranzitive cer complement direct și completivă directă. Verbele pe care le vom scrie mai jos, câteva verbe pe care le puteți reține, sunt verbe tranzitive. Da? Și acestea ne ajută să construim foarte simplu completive directe cu toate elementele de relație. Și scriem așa. Construim... Haideți să mai schimbăm și culorile. Construim cât, adică completive directe, utilizând în propoziția principală. Atenție la examen și la teme, vă rog să nu scrieți cu prescurtări, le scriem aici pentru că avem multe de discutat. Dar la examen nu scriem cu prescurtări. Construim completivă directă utilizând în propoziția principală un verb tranzitiv. Știu că e un cuvânt care sună complicat și nu avem nevoie de informații noi, doar că ne ajută mult să facem distinția între completivă directă și indirectă. O să vedeți că sunt anumite categorii de verbe intransitive care ne ajută să recunoaștem completiva indirectă. Verb transitiv, de exemplu, sunt verbe care care arată acțiuni, da? Desemnează acțiuni sau proces ale gândirii. Știu, vorbesc, o să le trec la indicativ, ascult, mănânc, verbe de acțiune, vedeți? După acestea, urmează observ, care se mai adaug. Observ, înțeleg. Cum știu că acestea sunt tranzitive? Păi pun întrebarea ce? Ce știu? Ceva? Ce vorbesc? Ceva? Ce ascult? Ceva? Ce mănânc? Ceva? Ce observ? Ceva? Ce înțeleg? Ceva? Bun. E destul să rețineți câteva verbe tranzitive și să vedeți că cu atenție puteți să construiți completive directe cu toate elementele de relație. De exemplu, cu un adjectiv pronominal relativ. Cu care. Știu care scaun lipsește. Ce știu? Care scaun lipsește? Da? Cu orice să fie adjectiv pronominal nehotărât. Răspund, nu l-am trecut aici. Răspund, da? Mai ce vă răspund? Nu. Dacă spun răspund la orice, o să fie completivă indirect. Trebuie să ne gândim aici dacă merge cu răspund. Da, ne gândim și vedem dacă putem să facem. Deci, mare atenție, folosiți unul din... De obicei, știu, merge foarte ușor, observ, da, înțeleg, să vă dau câteva sugestii. Bun, cam asta despre completiva directă. Am spus că o să continuăm cu o frază pe care o analizăm și încheiem subiectul, pentru că vreau să discutăm și despre verb astăzi și atunci trebuie să avem timp și de verb. Ștergem tot de aici și ne notăm măcar o frază, pentru că acum avem mai multe propoziții subordonate recapitulate. Vom lucra fraze mai ample. Și nu doar una, ci eu o să încerc să introduc mai multe fraze, pentru că știți că la examen vi se cere să recunoașteți propozițiile subordonate în fraze diverse, din texte literare. Și de regulă sunt fraze ample, de aceea aveți nevoie de exerciții serioase pe partea aceasta de recunoaștere. Bun,
Haideți să notăm. Prima frază. Adevărat este. Că au încercat să rezolve. Problema care a apărut. Subliniem predicatele împreună, apoi o să vă las pe voi să ghiciți sau să răspundeți. Să vedeți ce fel de subordonate avem, care e principala, ce relații există între propoziții și apoi împreună corectăm. Întâi predicatele, ne uităm, vedem verbul acesta copulativ a fi, iar adevărat este, este adevărat, e predicatul nominal. Da, un predicat nominal aici, au încercat predicat verbal, exprimat prin verb la indicativ perfect compus, să rezolve, iarăși un predicat verbal exprimat prin verb la conjunctiv prezent, să problema care a apărut, iarăși un predicat verbal exprimat prin verb predicativ la indicativ perfect compus. Câte predicate sunt? 4. Dacă sunt 4 predicate, înseamnă că sunt 4 propoziții. Bun. Vă las câteva secunde să separați fraza, apoi o separăm împreună. Între timp, gândiți-vă și la tipurile de propoziții. Vedeți care e principala, care sunt propozițiile secundare și ce fel de secundare sunt acestea. Nu sunt doar copulative directe, sunt amestecate. Deci mare, mare atenție. Uitați-vă la verb. Nu e o frază complexă. Bun, haideți să vedem. Cum se pară note? Observ elementul de relație că, conjuncția subordonatoare simplă, adevărat este propoziția 1. Că au încercat propoziția 2, să element de relație conjuncție subordonatoare simplă, să rezolve problema, propoziția 3, care element de relație pronume relativ și care a apărut propoziția 4. Bun. Care e propoziția principală? 1, 2, 3 sau 4. Este propoziția care are înțeles singură, nu depinde de cealaltă propoziție și aceea este 1, adevărat este. Adică este adevărat, da? Deci pe 1, propoziție principală. Bun. Haideți să vedem celelalte propoziții. Sigur sunt secundare și de unde știu asta? Pentru că toate sunt introduse prin elemente de subordonare. Elemente, da? Adică conjuncții subordonatoare, pronume relative. Toate acestea sunt elementele de subordonare, deci sigur cele trei sunt propoziții subordonate. Trebuie să-mi dau seama de tipul lor. Pe 2. Adevărat este că au încercat. Ce este adevărat? Că au încercat. Vedeți? Răspunde la întrebarea ce, dar, încă o dată, întrebarea aceasta ce nu mă ajută foarte mult. Pentru că, v-am spus, e întrebare comună și pentru subiectivul unor și pentru predicativul și pentru copulativă directă. Și atunci mă uit la verb. Mă uit la verbul acesta de aici. Să văd ce fel de verb, ce fel de structură este. Adevărat este. Adevărat este. E schimbată ordinea, numele predicativ aici, întâi și apoi e verbul copulativ. Adică este adevărat. Este adevărat că au încercat. Verbul e copulativ, există numele predicativ, deci structura aceasta n-are nevoie de nume predicativ. N-are nevoie de o predicativă. Haideți să văd care e situația cu subiectul. Este adevărat. Mă duce cuvântul la ce? La expresiile verbale impersonale pe care le-am discutat la subiectivă, care erau formate din verb copulativ a fi plus adverb. Vă amintiți? Este bine, este rău, este firesc, este normal, este adevărat. Da, acestea sunt expresii verbale impersonale, da? N-au subiect, dar subiectul este nedeterminat și atunci, v-am spus, ele sunt foarte dornice, sunt însedate de subiect. Și atunci propoziția 2 este subiectivă. Iată întrebarea ce. Introdusă prin
Conjuncția subordonatoare că. Pe 3. Adevărat este că au încercat să rezolve problema. Pun de întrebare să văd de ce propoziție depinde. Ce au încercat? Să rezolve problema. Bun, iarăși întrebarea ce. Nu spune mare lucru, pentru că încă întrebarea ce, da, poate să fie, poate să ceară o subiectivă, o predicativă sau o completivă directă. Și chiar și o atributivă, dacă pun întrebarea unui substantiv. Dar nu contează ce întrebare, cum contează cui adresez întrebarea. Au încercat să rezolve problema. Mă uit la verbul acesta de aici. E copulativ? Nu. E impersonal? Hai să vedem. Pun întrebarea, da? Cine? Întrebarea de subiect, ca să-mi dau seama dacă e impersonal sau nu. Cine au încercat? Se înțelege că ei au încercat, da? Subiectul este subînțeles. Ei au încercat să rezolve problema. Subiectul există. Subiectul există, da? Verbul acesta e predicativ. Înseamnă că propoziția 3 este completivă directă, introdusă prin conjuncția subordonatoare să. Pe 4. Să rezolve problema care a apărut. Hai să pun întrebarea întâi, să văd de cine depinde. Și întrebăm așa. Care problemă? Ce problemă? Vedeți, iarăși, aceeași întrebare, care nu ne ajută deloc. Dar aici ce observ? Că am întrebat un substantiv. Și dacă am întrebat un substantiv, ar trebui iarăși să ne se aprindă un beculeț undeva. Un beculeț foarte proaspăt, pentru că am discutat lucrurile acestea destul de recent. Și beculețul acela proaspăt ar trebui să ne spună așa, că dacă întreb un substantiv, înseamnă că este propoziție subordonată atributivă. Atribut, da? Atributivă pe 4 introdusă prin pronumele relativ care. Bun. Încă o dată. Atenție la întrebări. De aceea am insistat foarte mult la primele subordonate. Nu adresăm întrebarea. Pentru predicativă, pentru subiectivă, nu ne interesează să întrebăm, pentru că întrebarea mai mult le încurcă. Ne uităm la verb, să vedem care e verbul regent, sau care e expresia sau structura verbală de care depinde propoziția noastră. Dacă e copulativ, înseamnă că cere, o, dacă e copulativ și nu există funcția de nume predicativ, înseamnă că cere o predicativă. Dacă e impersonal, înseamnă că cere o subiectivă. Da? Și aici, la completivă directă, vedem de ce nu trebuie să formulăm întrebarea. Încă o dată, mare, mare atenție la verbul regent, la expresia, structura verbală din propoziția regentă. Aceasta este completiva directă. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rog să le adresați. Să știți că văd, urmăresc toate comentariile voastre, le citesc cu toate în timpul pe care l-am întotdeauna după întâlnire, așa că vă rog să lăsați întrebările voastre și le răspundem la o altă.